România mea și a dumneavoastră ne arată în fiecare zi din ce în ce mai des că este neputincioasă. Instituțiile ei de forță par a fi încheiat un pact cu anumite fenomene pe care ar trebui să le combată și mă refer aici la corupție, traficul de droguri, evaziune fiscală. Incidentul de la 2 mai ne-a arătat, atunci când un tânăr drogat a ucis 2 studenți, că suntem neputincioși și l-a trezit pe șeful statului. La o lună de la accident a declanșat un război împotriva traficanților și rețelelor de droguri. De ce am ajuns aici și cum a ajuns România aici, vom dezbate. Bine v-am găsit, sunt Adriana Stoicescu și începe Fără de Lege, o emisiune care vă spune adevărul. Vom vorbi în această țară despre acest viciu al drogurilor care se pare a acaparat România. Pentru prima dată, într-un studio de televiziune, am un invitat care vine direct din penitenciarul Jilava, îl cheamă Laurențiu și este condamnat pentru trafic de droguri. De asemenea, Daniela Tarău, președinta unei asociații de apărare a drepturilor omului, Dan Antonescu, omul care a prins unii dintre cei mai odioși criminali ai țării, este cel care l-a încătușat pe Pasaris, fost șef al Serviciului Omoruri Poliția Capitalei. Bună seara, binevenit! Seara bună! Și domnul Daniel Zaharia, care este director adjunct al penitenciarului Jilava, psiholog și se ocupă cu reintegrarea socială a deținuților. Bună seara! Bine ați venit! Încep cu Laurențiu, are foarte multe emoții, are o poveste de viață din care noi toți avem ce învăța. Provine dintr-o familie destabilizată, spune el, la 11 ani a intrat în lumea drogurilor. Cum a intrat și ce a făcut el până a fost condamnat, lăsăm pe el să ne spună. Bună seara! Bună seara și mulțumesc pentru invitație, în primul rând. Destabilizarea a venit atunci când părinții mei au ales să se separe și pentru mine atunci totul s-a năruit pentru că a trebuit să iau totul de la capăt. A trebuit să încep o viață nouă cu niște lucruri poate care pentru mine au fost noi la acea vreme. A trebuit să locuiesc singur pentru că mama mea trebuia să se ducă la muncă ca să ne poată întreține. La 11 ani tu trebuia să locuiești singur? Da, da. Da. Și din aceste cauze am alunecat pe un drum greșit. Dar cum a fost întâlnirea cu drogurile? Totuși erai un copil. Întâlnirea cu drogurile a venit atunci când a trebuit să mă reintegrez într-o societate nouă pentru mine, să-mi fac noi prieteni și am intrat într-un anturaj greșit. Și ce se întâmpla în acel anturaj? În acel anturaj se consuma tutun, se consuma cannabis, fiind mai mare de vârstă ca mine, știau mai multe lucruri despre aceste droguri și din curiozitatea pe care am avut-o și din faptul că îi vedeam că sunt mai detașați, puteau să râdă tot timpul, am fost tentat să încerc și eu aceste droguri. La cât timp ai devenit dependent? Dependent am devenit în scurt timp. În scurt timp. Cum se manifesta dependența? Dependența se manifesta tot timpul erai agitat. Îți doreai să consumi, îți doreai să faci cumva să ajungi la acel drog, să-l poți consuma. Și în momentul în care fumai sau ți-l administrai, indiferent de formă, simțeai acea liniște, detașare? Exact. Sau și pentru cât timp? Doar în timpul consumului. Deci o țigare cât poate dura? Undeva la 10 minute. Și pentru 10 minute? Da, în 10 minute uitai absolut orice problemă pe care o aveai. Uitai absolut tot. Dar tu ai știut vreodată ceva despre droguri? Ce efecte au ei? În anturajul ăsta al tău ai avut persoane care, nu știu, au murit, au luat o supradoză, au ajuns la spital? Nu, nu am avut... Deci nu te-a speriat nimic în anturajul ăsta încât să te facă nu, asta? Nu. Crescând mai mare am fost pus în fața unor situații să văd aceste lucruri ca dependenți de heroină sau
alte droguri mai tare de... Și nu am fost speriat, din contră am fost împins de anturaj să fac acele lucruri. Erau acele percepții, consumă și tu, să vezi cum e, te face mai puternic, îți dă o stare, te face să vezi totul altfel. Dar din anturajul tău au fost oameni care au dispărut, nu murind, ci ajungând în penitenciar? La acea vârstă nu. Crescând mai mare, da, am avut prieteni care au fost condamnați pentru trafic de droguri. Și te-a pus pe gânduri dispariția lor pentru perioade mari de timp? Nu. Fiind copil, tot timpul căutam o explicație. Căutam să spun, poate așa a avut noroc cu el, poate nu a știut să facă acel lucru. Asta erau explicațiile pe care mi le dădeam la acea vreme. Repetăm, Laurențiu vine direct din penitenciarul Jilava, este însoțit de poliția penitenciară, nu a venit așa de capul lui să nu înțeleagă lumea că a plecat din penitenciar și a venit direct într-un studio. Spune-mi mie, tu cum ai fost arestat și cum ai ajuns de la consum la trafic? De la consum la trafic am ajuns din cauza faptului că prinsesem o anumită toleranță la cannabis și am dorit să experimentez și alte droguri mai tari. Și din cauza faptului că nu aveam posibilitatea să fac rost de mai mulți bani, m-am gândit că ar fi o idee să încep să-mi iau o cantitate mai mare din acel drog, să-l vând în anturajul respectiv și prin acest fapt să fac bani mai mulți pentru a putea îmi procura celelalte droguri mai scumpe. Cum a fost întâlnirea cu închisoarea? Întâlnirea cu închisoarea a fost foarte grea pentru că prima dată am fost arestat la 19 ani, am fost ținut pe arest preventiv și totul mi s-a părut că nu este de pământ. Mi s-a părut că sunt cu totul și cu totul într-o altă zonă. Mi-a fost foarte greu. A fost, când am ajuns în camera de detenție, a fost a doua oară în viața mea când am plâns. Și bine, cu timpul trecând timpul, în cameră și cu ceilalți colegi ajutându-mă să trec peste acel moment, mi-am revenit din această stare, dar intrasem într-o stare foarte... Care a fost penitenciarul în care ai ajuns prima oară? TF. El era arest? Da, arest preventiv. El a fost de penitenciar. Preventiv, a primit o condamnare cu suspendare. Da. Ce s-a întâmplat între condamnarea asta cu suspendare și momentul în care ai fost arestat din nou și ai ajuns în pușcărie? Nu te-a speriat nimic arestul ăla preventiv? Ba da, m-a speriat acest arest. Am petrecut undeva la 20 zile, dacă nu mă șel. După aceea, o perioadă de 4 luni, am stat arestat la domiciliu. Și am mai avut încă o perioadă de 3 luni în care am stat liniștit, am stat ferit de aceste lucruri. Dar din dorința de a putea să-mi procur drogurile, am început să vând din nou. Mai am o întrebare. Ce ai înțeles tu din clemența legii? Pentru că o pedeapsă cu suspendare, după ce ai avut perspectiva unor ani, poate, de stat într-o celulă, cum a fost cea de la arestul preventiv, ce ai înțeles tu din clemența legii? Pentru că judecătorii au luat în calcul vârsta, faptul că așa au considerat ei sau așa au crezut că erai la prima abatere și au zis să-ți mai dea o șansă. Da. Ce-ai înțeles din această șansă căreia tu i-ai dat cu piciorul? Absolut. Nu te cert. Știu. Dar încerc să-ți înțeleg mecanismul de gândire. Nu am înțeles absolut nimic. Pentru că dacă înțelegeam ceva, făceam ceva care să mă schimbe, aveam și multe lucruri de care puteam să mă folosesc. Aveam un carnet de conducere, puteam să-mi iau un loc de muncă stabil, puteam să am o altfel de viață. Dar din simplu fapt că știam, începusem să cunosc cât de rapid se fac banii din aceste lucruri și viața care ți-o oferă, care este o iluzie totală, am fost împins să comit din nou aceste infracțiuni. Te-a atras cumva anturajul sau tu te-ai dus înapoi spre anturaj? Da, m-am dus înapoi spre anturaj. Da. De ce? Au fost drogurile mai puternice decât tine și ce tip de droguri ai consumat? Drogurile pentru mine în acel moment îmi dădeau, mă scoteau, era un refugiu. Din problemele de acasă mă refugiam în droguri. Am început să consum cannabis,
După aceea am trecut la pastile ecstasy și crescând în vârstă am consumat praful. Dar cum făceai tu rost de droguri? Nu știu, mie mi se pare și mie și invitațiilor droguri, făceai rost, ai trecut de la cannabis la pastile. Nu mai include și pe mine, că eu știu cum se fac. Cum făceai rost de ele? De unde făceai rost de ele? Din anturaj. Da. Am și eu o întrebare. Ai spus că ai stat în arest la domiciliu 3 luni. Da. Mă cert, în perioada aia n-ai consumat. Ce te determină să te întorci? Totuși 3 luni de zile e o perioadă de timp în care n-ai consumat. Da. Ai avut stări. În mod cert ai simțit nevoia. Deci exact. Le-ai putut depăși. Și atunci, care e resortul care te împinge spre lucrul ăsta? Întâlnirea cu anturajul și ieșind din casă, dând în lume. Adică atunci... întrebarea mea sună cam așa. Apropo de anturaj, pentru că toți vorbiți de anturaj, ți-ai dorit să fii și tu precum ceilalți? Adică vezi pe unul care are bani mai mulți, care, nu știu, mă gândesc că la vârsta aia asta trebuie să fie cel puțin o explicație. Și ai vrut să fii ca ei? Adică Da, și acesta puterea exemplului a funcționat pe partea negativă a poveștii de data asta. Da, exact, Laurențiu, exact. E cea mai bună dovadă a puterii grupului din care faci față. Câți ai? 23 luni. Și din ăștia 23, câți ai stat în penitenciar? De cât timp ești în penitenciar? De aproximativ un an. Un an. Ai posibilitatea să intri în comisia de liberare condiționată. Da. Crezi că acest an de penitenciar a fost suficient ca să îți pună frână către iarăși același anturaj? Da. M-aș bucura să fie așa. Să sperăm că... Eu am întâlnit un caz și spun care m-a șocat. A stat 9 ani de zile încarcerat, închis pentru trafic și consum de droguri. Și-a promis că nu mai pune mâna, gura pe niciun tip de droguri. În momentul în care s-a eliberat, în poarta închisorii a fumat un joint. La 3 zile vindea. Domnule director, ce se întâmplă cu oamenii ăștia? Ce înțeleg ei? El a stat un an și ceva în pușcărie, dar sunt alții care stau 9 ani, 10 ani, sunt recidiviști. Ce se întâmplă în pușcărie de nu reușesc să stea departe de fenomenul ăsta? Ceea ce spuneați dumneavoastră mai devreme mă face să mă duc cu gândul spre ce se întâmplă în afara penitenciarului. Pentru că noi în penitenciar ne dăm toată silința să învățăm pe acești indivizi cum să stea departe de această adicție, de acest viciu care nu numai că le afectează viața personală și o demonstrație pentru acest lucru este simplu fapt că a venit în penitenciar, dar le și afectează profund funcționarea creierului și sănătatea în sine. Ce aș mai vrea eu să completez la povestea lui Laurențiu este că el nu este un simplu deținut, ci este un rezident al comunității terapeutice care funcționează în penitenciarul București-Jilava. Este un program terapeutic destinat foștilor consumatori de droguri, iar Laurențiu în curând va face un an de zile de când se află în acest program, iar noi considerăm că prin acest tip de demers terapeutic a învățat cum să ajungă de la o viață dependentă la una dependentă și avem toată încrederea că el în societate se va integra. Poți să intervin cu un caz? Tot spuneai tu de un caz. La emisiunea pe care o realizez la Televiziunea Națională am avut ocazia să stau de vorbă cu foarte mulți dintre cei care au comis infracțiuni sub influența drogurilor sau în starea de sevraj. Mi-aduc aminte că am discutat cu un tip de la, el era din Sighișoara, nu mai putea avea nevoie de bani, știa că vecinii lui, casa de alături, stăteau la casă. Sunt mai la o distanță destul de mare, la grădină, lucrau o grădină de legume, s-a urcat pe casă, a intrat prin pod și cotrăbuia după bunuri, să le fure, să le materializeze, să facă bani. A fost surprins de bătrân în casă. Reacția lui, știind că omul îl cunoaște, fiind vecin gard în gard, a fost ideea în cap. Între timp a apărut și femeia, a dat și aceleia în cap. Era atât de sureșitat și nici la ora actuală nu știe exact dacă era sub influența drogurilor sau avea nevoie de droguri. Nici acum nu știe. Am discutat cu el, l-am intervievat și dai seama ce era în mintea lui, că
obiectul cu care i-a omorât a rupt un scaun, lovindu-i, a luat o bucată din scaunul ăla și a dus-o acasă. Polițiștii, când au ajuns la primul suspect, au găsit și corpul, obiectul vulnerant. Deci probe suficiente, el murdar de sânge, tot ce trebuia pentru un probatoriu beton. Discutam cu el o secundă și îmi spunea, că domnule, mie, societatea, instanța mi-a dat o pedeapsă. O să stau 20 de ani, poate o să ies din penitenciar. Și așa mă achit de pedeapsă. Dar eu, toată viața, am să văd în oglindă un criminal. Dimineața când mă spăl, când mă pieptăn, când mă barbieresc, eu am să văd în permanență un criminal. Iată un om care înțelege că a greșit, nu știa ce a făcut, dar care a spus că de la droguri se trage și că drogurile i-au distrus viața și au băgat doi oameni în pământ. Dar vedeți cât e de subțire granița categoric. Între... Laurențiu, tu, sub influența drogurilor, ai comis vreodată ilegalități? De ce erai tu în stare pentru a-ți face rost de droguri? Da, într-adevăr, acele sevraje pe care le ai pentru a-ți procura drogurile sunt nu numai puternice decât atunci când fumezi. Adică când consum drogurile... Te liniștești. Da, o anumită parte a drogurilor te fac mai liniștit, te fac într-un anumit fel, o anumită parte a drogurilor te fac mai agitat, mai altfel. Dar sevrajul în sine, atunci mintea ta nu mai gândește limpede... Rațiunea dispare. Rațiunea dispare complet. Rațiunea dispare și atunci când consum droguri. Știu, dar unele te potolesc, te blegesc, exact. Te duc în lumea lor, exact. Altele te fac foarte agitat, te agită foarte mult. Am avut ocazia să văd astfel de oameni care nu puteau fi struniți nici măcar de 4-5 cătușa. Exact. Au o forță, cum se spune, forța nebunului, că, mă rog, așa se, psiholog, se ajunge. Ce se poate face cu tinerii ăștia? Nu știu, mă gândesc că în penitenciare ar trebui lucrat la reconstrucția conștiinței acestor oameni. Doar așa poți să-i motivezi și poți să-i redai societății. Ce se întâmplă? El este un caz fericit deocamdată, nu știm ce va face când se va elibera, dar sunt mulți care se eliberează și imediat, la o săptămână, dacă nu chiar la o oră, se apucă. De ce? Dacă ar fi să vorbim despre foștii consumatori de droguri, în primul rând ar trebui să înțelegem care a fost evoluția lor până la momentul de a cunoaște substanța interzisă. După cum spunea și invitatul dumneavoastră, domnul comisar Antonescu, drogurile pot fi de mai multe feluri și pot da un efect tonic, activator, sau pot da un efect depresiv, un efect de lentoare, în funcție de tipul lor. Bineînțeles că de aici mai departe, așa cum menționa și dumneavoastră, reacțiile în diferite ipostaze sau stimul pot să îi ducă în anumite împrejurări sau în anumite zone în care, în lipsa drogului respectiv, nu le-ar produce. Și putem ajunge, bineînțeles, și la crimă sau la alte fapte de genul ăsta. Furturile și tâlhăriile sunt la ordinea zilei. Iar noi cei din sistemul penitenciar, mai ales cei din reintegrare socială, ne întâlnim frecvent cu astfel de povești marcante, povești de viață, care pot fi expuse și societății civile ca lecție de învățat, așa cum și Laurențiu a acceptat acest caz. Și vă pot spune că pentru fiecare persoană privată de libertate există un plan individualizat de intervenție recuperativă, iar noi avem anumite măsuri și acțiuni, atât pe plan individual cât și la nivel de grup, pentru a îi ține departe de viitoare acte de infracționalitate. Și de ce nu merg aceste programe? Că nu știu, dau un exemplu, din 10 deținuți care se eliberează, foști consumatori de droguri, 9, nu vă supărați pe mine, revin în brațele viciului. Pot să-ți răspund eu puțin și după aia luați și pe domnul director. Știi că programele acestea există și operează foarte bine. Contează foarte mult cine îl așteaptă afară. Și voiam să-l întreb pe el după ce, dacă vrea să mai completeze domnul director ceva. Eu am discutat cu psihologii din penitenciare. Am fost în foarte multe penitenciare din țară, programe pe care le-am discutat și cu persoanele lipsite de libertate, cum se... Private de libertate, așa, e o denumire aparte și lungă. Da. Mulți dintre ei spun, domne, de când am venit aici, am luat drumul bisericii, citesc, am învățat să scriu, am învățat să citesc, unii dintre ei... Și abia aștept să ies afară, da, să-mi iau viața de la început normal.
Ce scuze că te întrerup. Mulți dintre deținuți, și asta o spun din prisma experienței mele, și eu am umblat prin atâtea penitenciare, o fac tocmai pentru a intra în comisiile de eliberare condiționate, pentru a avea un comportament. În momentul când ies pe partea închisării, închisorii uită absolut tot. De ce? În episodul de alaltă seară, un individ autor de omor, ca să vezi că acolo trebuie să fii și tu psiholog când discuți cu ei și îl vezi pe omul care vrea să te mintă pentru a-și face imagine bună, fie pentru dosarul de eliberare condiționată, fie pentru a căpăta altă, a urca pe altă treaptă în ierarhia de acolo din ei. Omul îmi spunea și că, domne, eu sunt pentru dreptate. Zic, bun, și dacă ești pentru dreptate, de ce ai intrat peste omul ăla și ai dat în cap să iei banii? Păi trebuiau bani. Și atunci dreptatea unde e? Nu mai e. Vreau să te întreb altceva. Ai avut o prietenă? Ai o prietenă? Da, am avut. Ea s-a drogat? Nu. A încercat să te tragă din anturajul respectiv? Da, au fost mai multe persoane care au încercat să mă tragă din lumea în care mă învârteam la acea vreme. Te-ai gândit că la vârsta ta sunt oameni care au o familie deja întemeiată, poate au și un copil? Te-ar interesa varianta asta de viață normală? Da, bineînțeles. Nu ești la Comisia de Eliberare Condiționată? Da, știu. Scuză-mă că am preluat puțin... Pot să vă răspund eu la întrebarea de mai devreme cu de ce ajung să consume droguri imediat după ce ies din poarta penitenciarului? Pentru că acei oameni, din cauza consumului de droguri, pierd lucrurile pe care se pună preț. Adică ei pun mai mult preț pe viața care le oferă drogurile și pe drogurile în sine decât pe propria lor viață. Și de aceea ajung să consume imediat. Dar pe tine ce te-a făcut să ajungi la acest mod de gândire? Pentru că mulți spun, domne, drogurile sunt mai puternice decât mine, mă eliberez, nu mă angajează nimeni pentru că sunt recidivist. Ce pot să fac? Asta vreau să spun. Degeaba în penitenciar se lucrează la reorientarea lui către bine, dacă reinserția socială la ieșire este nulă. M-am întâlnit cu foști clienți de-ai mei, după 15-20 de ani, au ieșit din penitenciar și mă rugau, domnul colonel, vă rog frumos, găsiți-mi și mie un loc de muncă, nu mă primește nimeni. Am tinit cu adăpoadă. Mai este o problemă, după cum vedeți, în ultima vreme, drogurile sunt peste tot. Le găsim în geleuri pentru copii, în drops-uri. Eu cred că problema reală aici e. De cannabis. Peste aici tot. Și acum o să e problema mine, și da? Cred că un pic mai în spate decât reinserția, eu cred că nu există prevenție. Pentru că... prevenția cum se face? Au planuri individualizate, e ok, lucrează cu cei care ajung acolo. Dar gândiți-vă că afară, să folosesc, sunt de nu știu câte ori mai mulți. Corect. Problema de ce pare e acolo. Eu vă întreb altceva. Nu ca în alte state. Uite, în Malaysia, puștanul ăla a fost condamnat la pedeapsă capitală, pentru că n-a cunoscut legislația. Legislația la noi nu este suficient de aspră, este mult prea permisivă. Acum se încearcă reorientarea ei să se scoată pedeapsa cu suspendare, pe care el a primit-o și n-a înțeles-o, să se majoreze pedepsele și să fie niște pedepse complementare, să nu mai aibă voie să conducă toată viața, să, mă rog, multe... Dar vreau să te întreb altceva. Tu vii dintr-un sistem care e în primă linie în lupta cu drogurile. De ce poliția pare atât de neputincioasă? De ce a trebuit să se întâmple 2 mai, când o țară întreagă a rămas șocată de ceea ce s-a întâmplat acolo? De ce? E un cumul de factori favorizanți. Copilul ăla a fost instrumentat, dosarul lui și rețeaua lui a fost instrumentată de către Serviciul de Antidrog București. De ce a trebuit să omoare 2 oameni ca să ajungă în pușcărie și să se facă ceva? Întreabă pe cei care au instrumentat dosarul. Te întreb că vii din sistemul ăsta, de ce se întâmplă lucrurile astea? Nu pot să spun, încă nu s-a finalizat ancheta, nici în poliție nu s-a finalizat ancheta. Când vor lua măsuri și se va stabili că a fost sau nu cineva vinovat din anchetă, dar să nu uităm o chestie. Acum, ieri și astăzi am discutat, o judecătoare. Exact. O judecătoare. Asta voiam să spun. Vindea pontul
Ea dădea autorizația de percheziție și l-a anunțat pe la vezi că vine să-ți facă percheziție. Vezi că ți-a pus telefonul domnule sub ascultare. Până la judecătoare, dar ai avut colegi da, și ea se droga. Ai avut colegi care s-au drogat? Nu. Nu. Dacă vorbim de serviciu omoruri. Bun, dar tu așa, te mai plimbai prin poliția capitalei, mai auzeai una alta. Sunt colegi până la urmă. Și în penitenciare au fost polițiști de penitenciare, fie agenți, fie ofițeri, chiar și o psihologă, dacă nu mă înșel, care au fost condamnați pentru că aduceau droguri în penitenciar. Corect? Aia a fost o breșă a sistemului, cred. Vreau să revin puțin la Laurențiu. Laurențiu, ai avut posibilitatea în momentul în care ai fost încarcerat să consumi droguri în închisoare? Și ai vrea să fii sincer și să faci abstracție de domnul director. În perioada în care am fost încarcerat, nu am avut aceste lucruri la îndemână. Dar ai auzit? Am auzit de la diversi deținuți, dar nu le-am văzut fizic. Ți s-au oferit? Nu le-am văzut fizic. Pur și simplu fizic să le văd, nu. Dar am auzit de anumite droguri care se consumă, dar nu le-am văzut fizic, poate și că nu am avut dorința să le văd fizic. Dar dacă tot ai auzit că există, ai auzit și care e circuitul prin care ajung acolo? Că asta era interesant de știut. Circuitul... Adică mai exact, bine, cum ajung el nu poate să vorbească acum, există un cod al tăcerii în penitenciar. Nu neapărat. Adică vine undeva, le-a aruncat peste gard. Victima. Nu vorbim neapărat de... În presă au apărut cazuri când au fost introduse în alimente, în conserve. O mulțime de modalități, sigur. Bine, românul e inventiv. Categoric. Laurențiu, tu te consideri victima cuiva, nu știu, a drogurilor, a familiei? A societății. De ce crezi că ai ajuns tu aici? Da, cred. A cui ești victima? Sunt victima, în primul rând, a familiei, a societății. Wow. Și... De ce a societății? A familiei, înțeleg. Părinții tăi s-au despărțit, mama te-a lăsat în voia sorții. Tatăl cu tatăl ce s-a întâmplat? Tatăl nu... A rupt legătura cu noi. Când s-au despărțit, legătura... Am înțeles. Rupt. Deci asta este problema din familie. Și societatea, de ce ești victima societății? Pentru că dacă la acea vreme exista cineva care să mă îndrume, care nu a venit de acasă îndrumarea sau educația necesară pe care trebuia să o cunosc despre aceste lucruri, poate nu mai ajungeam să o iau pe această cale. Sau poate mă speria într-un anumit fel și mă făcea să nu mai vreau să cunosc aceste lucruri. Păi uite că a încercat instanța să te sperie cu 3 luni de arest la domiciliu, cu 20 de zile de arest preventiv. Domnul Antone, da, dar acolo, n-a fost acolo era deja târziu. Acolo eram deja dependent de droguri, deja eram traficant de droguri. Asta voiam să în acel moment. Acolo era deja foarte târziu. Eu cred că trebuie regândită intervenția deci de la capătul capătului. Deci vorbim de niște traficanți, deci că... la ce vârstă ai devenit tu traficant? Undeva la 16-17 ani. Știi, ai învățat vreodată ce pedepse sunt pentru ceea ce făceai tu? Te-a interesat chestia asta? Nu. Adică știai ce riști în caz de ești prins? Nu, avea o putere, se simțea invincibil. Exact, puterea venea din cauza consumului de droguri. Și a banilor bănuiesc. Și a banilor și când ești în acea lume, când trăiești acea viață, nu o să te gândești dar niciodată. Dar vreau să te întreb altceva. Noi discutăm în afară și au fost nenumărate dezbateri și tot ne întrebăm unde sunt marii dealeri? Marii traficanți de droguri, pentru că în pușcării, nu știu, ajungi tu câte grame vindeai? Ordinul sutelor de grame. Sute de grame. Sunt alții care aduc tone și vând kilograme. Unde sunt oamenii ăștia? Poți să ne spui? Statul ar trebui să știe unde sunt acești oameni. Adică tu vrei să ne spui că sunt... Corect. Așa în complicitate cu ei sunt ținuți în brațe de către să stat? Să vă credeți că lui Laurențiu nu i-am impus niciun cod al tăcerii. Adică da, el are libertatea să spună ce consideră că este necesar. Dacă îmi permiteți o intervenție pentru comentariile de mai devreme. Referitor la cum ajung drogurile în penitenciar. Nu pot să neg existența unor astfel de fenomene. Pentru că niciun sistem sunteți nu este... pe primul loc, să știți, ca pe nu le spuneți fenomene, Doamnă, niciun sistem nu este infailibil. Dacă privim în comparație, până la urmă, și prin aeroporturi, reușesc să se strecoare astfel de substanțe.
Ce vreau să spun este că metodele prin care diferite persoane încearcă să introducă aceste substanțe, droguri, obiecte interzise în penitenciar, sunt multiple și de o creativitate cum nu vreți să știți, e ieșită din comun. Ce facem noi pentru asta? În primul rând încercăm să le înțelegem modalitatea, modul de operațiune, modalitatea de introducere în penitenciar. Și am descoperit că sunt multiple. De exemplu, prin intermediul pachetelor cu alimente, așa cum spunea și domnul Antonescu, sunt disimulate astfel de substanțe de către persoanele aparținătoare, familiile deținuților, la momentul depunerii pachetului pentru acestea, în fructe, în legume, în conserve, în pachetul la care deținutul are dreptul legal. Se întâmplă ca în contactul cu familia la momentul vizitării deținutului și noi încurajăm foarte mult chestia asta, tocmai pentru că înțelegem importanța conexiunii cu societatea a persoanei private de libertate, dar totuși la momentul vizitei sunt persoane care încearcă cu rea intenție să disimuleze astfel de substanțe. Metodele sunt multiple. Prin corespondență se poate transmite așa ceva. Hârtie impregnată. Prin impregnarea hârtiei cu anumite substanțe. Se poate întâmpla să se arunce peste gardul unității, iar noi trebuie să fim întotdeauna pe fază și pregătiți să intervenim, să ridicăm acel pachet înainte ca altcineva, să spunem un deținut care lucrează la curățenia unității, în întreținerea unității, să ajungă în posesia lui. Dane, o să te întreb, o să mai pun o întrebare după care luăm publicitate. Tu crezi că statul e complice cu darii? Da, absolut. În primul rând, prin lipsa unor măsuri pe care ar trebui să le ia. Exact. De aici complicitatea asta duce la rezultate dezastruoase. Legislație, dotare a celor care ar trebui să participe la diminuarea acestui fenomen. Sunt foarte multe funcții care nu sunt ocupate, nu există. Vorbeai de 2 mai. Dragnea, de ce n-a fost acolo? De ce n-a fost acolo? Era unul în tot județul, nu? Și cel care știa să lucreze cu el era liber. Sau... Bun, până la drug test, de ce acei polițiști nu știau niște proceduri? Crede-mă că... nu vreau să intru în discuție pe acest subiect, pentru că încă nu s-a terminat ancheta. Dar, pentru că vorbeam de sistem în sine, revenind la legislație extrem de permisivă, cum se spune, faci un 16, dar ești lăsat în libertate. Da. Din pedeapsă, adică te-a prins și dacă îl dai pe un altul, ție ori ți înjumătățește pedeapsa. Da, normal, bine, dacă știi. Și dar acum nu mai e, a schimbat tot. Să știi că în penitenciar se cumpără și ponturile astea. Da. Și dragul, mă scuzați. Luăm publicitate și revenim. Ok. Am revenit, vă readuc aminte că în studio, în seara aceasta, este pentru prima dată, într-un studio de televiziune, un deținut care vine direct din Jilava, îl cheamă Laurențiu, are 23 de ani, la 11 ani era deja dependent de droguri. Laurențiu, îmi spuneai mai devreme că statul e de vină, că nu sunt colegi cu tine de penitenciar și dealeri importanți. Noi ne așteptăm tot timpul unde sunt traficanții mari, unde sunt dealerii. Ai spus că statul e de vină, de ce? Pentru că statul este singurul care are acces la toate informațiile, care anumiți dealeri și le spun între ei. Și acest lucru mă face să cred că ei știu acele informații și nu acționează în niciun fel. De ce? Pentru că când un consumator te sună la telefon să vorbească cu tine dacă vrei să ieși afară sau dacă poți să-i faci rost de o anumită cantitate de droguri, bănuiesc că telefoanele acelea sunt ascultate și cineva știe de că va avea loc acea întâlnire, că va avea loc pentru a se face un trafic de droguri. De ce nu intervine nimeni? Hai să te întreb altceva. Tu ai spus că ai câștigat foarte mulți bani din traficul de droguri. Da. E cumva aceasta problema pentru care statul închide ochii în spatele acestui fenomen, fiind o economie neagră care este o fabrică de bani? Da. Și se duc banii ăștia undeva? Da, cred și acest lucru.
când tu cumpărai droguri, nu știu, ți s-a spus vreodată sau ai auzit, stați fără frică, că am vorbit eu cu ofițerul cu tare sau cu polițistul cu tare, ai auzit vreodată astfel de discuții? Nu, dar știu anumite zone din București în care se vând droguri 24 de 24 de ore și nu acționează nimeni. Domnii polițiști, dacă vă uitați, care sunt zonele astea? Sunt mai multe zone. Zile, să afle și poliția română. Am să-l ajut puțin eu. Nu, dar lasă puțin să vorbească, să afle și poliția română unde se vând droguri. E mai... Ba da, spune. În cartierele mai rău famate. Cum ar fi Ferentari, Rahova, Piața Unirii. Piața Unirii. Piața Unirii a ajuns rău famată. Da, este, într-adevăr. Din punctul ăsta de vedere. Ai avut vreodată senzația în momentul în care cumpărai că aveai oarecum un spate așa asigurat? Că nu, nu știu, polițiștii se făceau că nu te văd? Nu. Niciodată? Nu. În închisoare, de când ești închis, alți consumatori, traficanți de droguri, nu știu, ți-au povestit, domne, eu când eram afară n-aveam nimic, aveam poliția, aveam judecători în spate, aia sunt astfel de discuții? Da, am mai auzit astfel de discuții care aveau posibilitatea să acceseze oameni cu funcții înalte, care, cum a fost și doamna aceea care suna dinainte, suna dinainte și spunea că o să vină. Dane, apropo de zonele și de perioade, de locurile unde e un trafic ridicat, a fost și o glumă în ultima perioadă. La festivalul de droguri s-a auzit și puțină muzică. Puțină muzică, da. Ca și să ne înțelegem. Tu, că a fost polițist, ți se pare normal? De ce am ajuns aici? Ei, aici e o problemă pe care ar trebui să o adresezi, sau o întrebare pe care ar trebui să o adresezi procurorilor, polițiștilor și, nu în ultimă instanță, judecătorilor. Am văzut pedepse nepermis de mici, date unor oameni care ar fi trebuit să primească maxim prevăzut de lege. Nu știu câte circumstanțe atenuante au fost luate în calcul, dar pedepsele sunt de multe ori ridicole. Și tocmai chestia asta, ca și la violență nesancționată la timp, cumva încurajează persoana să repete, dar deja s-a perfecționat. Știe unde a greșit, a văzut cum au acționat polițiștii, că i-au interceptat convorbirile, că l-au filat, că a fost turnat de alții, mă rog, cum să folosesc... Denunțat. Cum? Denunțat. Așa, mulțumesc frumos. A fost denunțat, nu folosesc termenul, că... A fost denunțat de cineva și acum știe de cine să se ferească. Poate își găsește și un polițist sau cineva care să se țină spatele, cum spuneai tu. Toată chestia asta pleacă de la pedepsele mici. Dacă pedepsele ar fi mari, descurajante, îți spun eu că n-ar mai face chestiile astea. Dar în camerele sunt destul. Și ce facem cu sumele mari de bani? Degeaba sunt pedepsele prevăzute la un quantum mare, dacă ele sunt aplicate la un quantum... Soluțiile, da. Lasă de părerea mea nu este că pedepsele ar putea influența cu ceva traficul de droguri, pentru că atunci când faci trafic de droguri, nu o să te gândești niciodată la pedepsa pe care o vei primi. Da, te gândești la bani pe care îi faci, la banii pe care îi faci. Și problema este poliția, procurorii, care te ia... Ea trimite în fața judecătorului un traficant care trafică undeva la 10, 15, 20, 30, 100 de grame, dar îl știe și pe celălalt de la care cumpără acel traficant, exact. care acela poate trafică un kil, 2, 3. Iar el, având o cantitate mică, dosarul este, omul este... Și-a făcut treaba. Pentru, da. El a bifat că a trimis dosarul, exact, în instanță, dar... Corect, are dreptate, știe, dar nu, până când nu vor lucra în mod conștiincios și conștient, așa cum trebuie, să te duci nu la ultima verigă din lanț. Și la sursă. Exact. Te duci la sursă. La sursă. Au stat de multe ori și 2-3 ani să documenteze un grup, a fost destructurat și cu toate astea pedepsele au fost mici. S-a lucrat, să lucrezi 2 ani de zile, să supraveghezi, e totuși o problemă. Nu, director.
Cât de implicat e statul ăsta? E complice sau nu? Ați auzit ce a spus Laurențiu? Deja mă pune să comentez ceva ce îmi depășește nivelul meu de competență. Acest fenomen. Faceți parte dintr-o instituție. Fac parte din această instituție, însă vă spun ca simplu cetățean opinia mea că mă îndoiesc că statul nu vede nimic. Și dacă aș trăi cu ideea asta în minte, m-aș simți în nesiguranță pe stradă. Ceea ce în România, în momentul de față, cel puțin asta este opinia mea personală în calitate de simplu cetățean, nu mă simt în nesiguranță pe stradă, chiar dacă se întâmplă astfel de fenomene. Daniela, ai fost avocat câțiva ani. Tu cum vezi problema asta? Nu se simte în pericol, domnul Zaharia, dar vă aduc aminte că s-au găsit plantații de cannabis în mijlocul unor câmpuri de porumb, în jeleuri pentru copii. Copii care... Aveți copii? Nu am copii. Și dacă veți avea copii și ajung astfel de jeleuri, cam... Eu cred că ne-am trezit târziu. Ne-am trezit târziu? Eu cred că ne-am trezit destul de târziu în momentul ăsta. Asta e Laurențiu, tu crezi că dacă nu ar fi existat acest incident la 2 mai care să ne arate nouă, să ne îngrozească pe noi și să ne cutremure prin ceea ce s-a întâmplat, nu s-ar fi întâmplat nimic? Nu s-ar fi trebuit nici domnul Iohannis să... Nu? Nu. Pentru că marea majoritate a cazurilor trebuie să moară cineva ca să se întâmple ceva. Să tragă un semnal de alarmă. Sau să se întâmple ceva foarte grav ca să... Tu vii din mijlocul drogurilor, ca să zicem așa. Celulele astea de criză înființate acum de șeful statului și toate schimbarea legislației, crezi că va ajuta în vreun fel? Va speria vreun fel foștii tăi colaboratori, să zic așa, traficanții? Da, da, da. Se poate să se întâmple acest lucru, dar doar pentru o parte din ei, nu pentru toți. Pentru o perioadă, doar. Și pentru o perioadă, da. Dacă îmi permiteți. Deci rămânem în continuare neputincioși în fața acestui... Vreau să vă spun ceva și nu o să sune foarte bine. Din păcate, pe lângă faptul că ne-am trezit destul de târziu, eu cred că viitorul, din păcate, repet, viitorul stă destul de urât în zona asta. O să ne ducem pe generația noastră și încă una, două peste. Și în viitor, nu cred că va mai fi preocupat cineva așa cum suntem noi în momentul ăsta să dezbatem, să discutăm, să găsim soluții. Pare rău că spun lucrul ăsta, dar din păcate, la nivel mondial, lucrurile stau așa. Noi suntem o verigă atât de mică încât nici măcar nu cred că însemnăm cine știe ce. Vă completez și pe dumneavoastră și pe domnul director. Încă de la începutul așa zisei democrației din 90, noi am păstrat un nivel al infracționalității foarte jos, comparativ cu celelalte țări din Europa și nu numai. Discutam cu colegi de la poliție, din Spania, din Franța, Italia, Germania. Am avut ocazia să colaborez cu ei și când le spuneam cifra noastră de afaceri, dacă pot să-i spun așa, se cruceau. Pe lângă faptul că, de exemplu, la serviciu omorul, procentajul de soluționare era peste 90% și a ajuns la un moment dat chiar 100%, la ei, dacă reușeau să se apropie de 50%, erau mulțumiți. Deci, eficiența muncii de poliție la noi în țară există, dar ce e trist că foarte mulți dintre tinerii care lucrează acum în poliție nu au experiența necesară, sunt foarte mulți care au fost angajați din surse externe. Nu au avut timp să se perfecționeze suficient și mai dau și rateuri, dar sunt încă cei care... Dau cam multe rateuri în ultima vreme. Cred că dacă... Dane, uite ce s-a întâmplat la 2 mai. Dacă nu completai, nu dormeai bine în noaptea asta. Nu, dar ție ți s-a părut... Măi, ce logică a existat la acei polițiști care l-au oprit? Nu putem sări acei polițiști, sunt autori morali a ceea ce s-a întâmplat. Hai să-i lăudăm pe cei care au dovedit-o pe doamna judecătoare și toată trupa aceea. Da, dar când au dovedit-o? După ce a fost un 2 mai, după ce noi presa am început să urlăm și am început să spunem... Nu, erau pe ea deja. Era de mult în vizor. Dar asta trebuie lucrat în timp. Bun, hai să întreb altceva, că am auzit tot timpul, domne, noi lucrăm, avem ofițeri sub acoperire. De ce durează un an să probezi, deci un ofițer sub acoperire care intră într-o rețea? Domnule, pentru a reuși să ajungi la
capătul, la capul șarpelui. Că păi degeaba mai stau. Cineva, păi care că n-am văzut niciunul mare, să văd o chestie de asta. Ies și ei trepădușii, ca să zic așa. Poate mâine, poate peste o lună, poate peste un an, o să vezi o rețea cu vârful, așa cum s-a întâmplat și în Columbia și în alte părți, unde toți se credeau infailibili și au ajuns în pușcărie pe viață. Când? Da? Care pe viață? Că și asta e o problemă. Bine, noi nu și, avem detenție au și, pe viață. Sau în Mexic și au și reușit să evadeze într-un mod care v-a făcut lumea să zâmbească. Laurențiu, tu crezi că vei sta deoparte? Mai ai, mi-ai spus, două luni, intri în Comisia de Eliberare Condiționată. De da. Cum îți vezi tu? Liberare. Cum îți vezi tu viața de după închisoare? Crezi că o să stai departe de fenomenul da, ăsta? Da, bineînțeles. Da. Ești convins? Da, sunt foarte convins de acest lucru. De ce? Pentru că am înțeles foarte multe lucruri din această pedeapsă pe care am primit-o. Am înțeles că aceste lucruri nu duc la iluziile pe care le aveam eu în urmă cu ani, la anii când m-am apucat de ele. Și nu le mai văd rostul acum. Nu, simți că numai, ai irosit parte din tinerețea ta? Da, da. Extrem. Dar dacă nevoia de a avea bani, de a trăi bine, dacă va fi mai puternică și te va arunca din nou? Dacă voi simți aceste lucruri, mă voi duce la muncă ca un om normal și nu o să mai găsesc diferite modalități prin care să fac anumite lucruri pentru a-mi aduce bani. Ok. Laurențiu, faptul că ai fost inclus în această comunitate terapeutică din penitenciar, crezi că te-a ajutat foarte în mult. Sensul ăsta? Foarte mult, adică da. A avut efectul scontat. Extrem de mult, da. Da. Pentru te-a că făcut dacă... să conștientizezi lucruri, înțelegi da. Ce vreau să te întreb. Exact, da, da. Pentru că dacă stăteam pe o secție normală, așa. Nu aveam cum să învăț anumite lucruri bune. Sau să învăț un lucru bun, de exemplu. Aici am învățat foarte multe lucruri bune care m-au ajutat în primul rând în dezvoltarea mea personală. Am învățat cum să fac niște lucruri care în libertate nu le făceam niciodată. Cum să respect niște reguli, cum să respect un program, cum să respect oamenii din jurul meu. Am învățat extrem de multe lucruri. În ce cartier locuiești? În cartierul militar. Militar. Te-ai gândit cumva, o secundă, te-ai gândit cumva la ieșirea din penitenciar? Să îți alegi un alt oraș în care să locuiești pentru a începe o viață nouă? Nu, m-am gândit să nu mai am niciun fel de contact cu vechile persoane. Și dacă care te duci acolo, te vei întâlni. Trebuie să luăm publicitate, revenim. Ne omoară publicitatea.